Cred că face parte din propaganda fiecărui sistem, care le spune oamenilor că principala motivație o reprezintă câștigul financiar. Este adevărat că oamenii sunt interesați de bani, dar există oameni care sunt motivați de alte interese. Cercetarea medicală. Unii oameni își dedică întreaga viață acestui lucru. Există oameni care muncesc foarte mult și strâng bani și merg în Africa, unde își petrec tot timpul lor, încercând să-i ajute pe oamenii de acolo. Ei nu sunt motivați de bani, iar eu sunt suspicios de oamenii care sunt motivați doar de bani. And a $40,000 gold fucking watch. Nu este o motivație sănătoasă. Dacă vrei să știi ce ucide motivația, să le dai oamenilor cantitatea minimă de bani, concediul minim, muncă grea, murdară, fără niciun viitor, un om care spală vase într-un restaurant, ei continuă să-i aducă un teanc nou la fiecare 20 minute și el nu vede nicio ieșire. Nu își va permite niciodată o casă sau o mașină. Nu are destul. Deci ce fel de motivație e asta? Dar el trebuie să spere vasele alea pentru că are doi copii pe care trebuie să-i hrănească. Asta nu e deloc bun pentru sănătatea mentală. Ce îi va motiva pe oameni? O lume fără război, sărăcie, foamete, pierderea locului de muncă, pierderea venitului. Motivația și opțiunile tale sunt enorme când acum ai mâncare, adăpost și educație. Acum tu mergi la lucru pentru a rezolva nu toate problemele, ci toate problemele din acel moment. În concluzie, o facem pentru că suntem egoiști funcționali. În sensul că a fi egoist pentru tine însuți exclusiv este dăunător, dar a fi egoist din punct de vedere funcțional înseamnă a avea grijă de mediul înconjurător, a împărți idei cu alți oameni și în acest fel toți avem de câștigat. Ei pot să vadă în fiecare zi la știri că tot ceea ce ei fac ajunge la întreaga umanitate. Deci toate persoanele din lume reprezintă o extensie a propriei lor vieți, mai degrabă decât toată lumea să se vândă pe ei înșiși și să facă profit unul de pe urma altuia. Ei au acum timpul să aprecieze ceea ce face noua lume și toate filmele din viitor le vor arăta ce se întâmplă în întreaga lume și ceea ce este nou și faptul că vor avea acces liber la ceea ce este nou, pentru că fiecare îi pasă de toți ceilalți.